premieră la Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara. Ionard Aleremia, de ce tocmai în afara jocului și a cărui joc? E un text contemporan scris de un dramaturg spaniol. Termenul vine dintr-un englezesc offside, se referă la meciul de fotbal, dar fără să fie folosit abuziv acest termen sau acest sport. De fapt, ce face Serhii Belbel în acest text dramatic foarte, foarte bun? Ne face un profil și o analiză extrem de umană a tuturor defectelor societății contemporane, fie că e ea spaniolă, fie că e ea română, într-un context european lovit de recesiune, recesiune care urâțește caracterul. E un story cu foarte, foarte multă sinceritate despre toate ipocriziile noastre. Încearcă stângaci și inabil să mascheze niște defecte, care sunt ele foarte umane, dar sunt cam capitale. E un text un pic cinic, e un text cinic și cald. Umorul negru al lui Serhii Belbel seamănă mai mult cu umorul cehesc al lui Irish Menzel. Adică spune lucruri grave fără să dea cu biciu. Spune lucruri groaznice fără să urască, fără să condamne. Parcă personajele astea sunt mai iubite de dramaturg decât dacă ar fi fost scrise de un dramaturg român. Eu mă întrebam cum arată sala studio, care este destul de mică, dar foarte generoasă pentru o astfel de producție. Scenografia este semnată de Mihai Vălu. Vom vedea un spațiu contemporan, un spațiu fracturat. Există un apetit pentru situațiile jucate real, pentru situațiile jucate adevărat, care dau la un moment dat senzația că te îndepărtează de metaforă și de expresie poetică, dar e doar falsă impresia. E un text scris foarte adevărat în profunzimea caracterelor. Iar decorul nu face altceva decât să oferă un fundal contrastant acestor personaje, acestor caractere. Pentru că am vorbit destul de mult despre text, de fapt mai mult decât despre spectacol, eu aș vrea să încheiem cu un gând legat de spectacolul propriu-zis. Cum le-ați caracteriza în, să spunem, trei cuvinte? Trei cuvinte, un spectacol care acum se face. Oamenii fug în căutarea fericirii și prosperității într-un loc unde găsesc aceeași viață. Atât de români sunt spaniolii loviți de criză, toți spaniolii visează să meargă în America. Noi fugim în Spania și spaniolii vor să fugă în America. Și americanii unde? Asta e povestea, de fapt. Niciodată nu e bine unde ești, totdeauna vrei altundeva.